Simona Halep a primit astăzi prima doză de vaccin anticovid. Îndrăgita sportivă a fost imunizată cu serul Pfizer la Institutul Cantacuzino, unde a fost așteptată cu flori. 827 de foști senatori și deputați au intrat de astăzi în rândul pensionarilor obișnuiți. Președintele României a promulgat legea prin care se elimină așa numitele pensii speciale de care aceștia beneficiau. Și în premieră pentru țara noastră, buletinele de vot de la alegerile locale din sectorul 1 vor fi renumărate. Se vor ocupa de asta polițiștii, iar la mijloc sunt peste 80.000 de buletine. Ce se poate întâmpla, aflați în această seară. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. Corpul de control al Ministerului Sănătății a fost trimis de urgență la Timișoara după ce 70 de locatari dintr-un bloc au fost evacuați în urma unei operațiuni de dezinsecție. Substanța otrăvitoare folosită într-o cofetărie de la parter s-a împrăștiat în tot imobilul, iar oamenii au simțit un miros înțepător. Ancheta trebuie să lămurească dacă firma care a făcut lucrarea a respectat concentrațiile de substanțe chimice admise pentru astfel de intervenții. Acum aproape 2 ani, tot în Timișoara, doi copii și o femeie au murit după o deratizare făcută cu o substanță interzisă. Un insecticid cu spectru larg, care conține cipermetrină, un compus neurotoxic, a fost folosit în cofetăria de la parterul blocului. Substanța CY10 se vinde inclusiv pe internet. În prospect sunt însă trecute atenționări cu privire la modul în care trebuie diluată în apă, pentru că altfel provoacă iritații. Anchetatorii urmează să stabilească dacă au fost respectate indicațiile. Era ora 20:52 de minute când oamenii din imobilul cu 12 etaje au anunțat la 112 că în apartamente se simte un miros înțepător de substanță chimică. Câteva minute mai târziu, ISU a dispus evacuarea celor 70 de locatari. Între ei erau 12 copii. Simțea foarte tare în baie. Era un miros puternic, înțepător de insecticid, pesticid. Au venit copilul și mi-au spus, îmbracă-te că mergem jos. Ne-au spus că este o situație de urgență, o deratizare la un demisol undeva la o cofetărie, foarte multe gaze. În cofetăria de la parterul blocului, specialiștii de la ISU care cercetează accidentele chimice au măsurat în aer un nivel periculos de substanțe chimice. S-a identificat depășirea ale valorilor normale pentru un insecticid CY10. Substanța folosită este una relativ cunoscută, are niște precauții în utilizare. Rămâne de văzut dacă s-au aplicat procedurile corecte vis-a-vis de dozaj și de diluția și folosirea acestei substanțe. Firma care a făcut dezinsecția urmează să fie verificată dacă avea toate autorizațiile necesare pentru intervenție. Pe internet, societatea prezintă mai multe certificări, unele emise de organisme internaționale. Noi nu lucrăm decât cu substanțe avizate de Ministerul Sănătății, cu aviz pe acestea. Produsul respectiv, într-adevăr, irită puțin, în casa sferilor n-a ajuns niciun gram. Însă undeva, probabil la toalete, așa mă gândesc, acolo au simțit ceva. Am făcut o dezinsecție cu firmă specializată. Ce a fost diferit față de altă dată, nu știu să vă spun. Ministerul Sănătății a trimis corpul de control pentru a ancheta cele întâmplate. Deocamdată nu au fost anunțate concluzii. După ce au dormit la un hotel din Timișoara, ori la rude, cei 70 de locatari s-au întors astăzi în apartamente cu indicații clare de la autorități. Da, să aerisim, să ventilăm. În noiembrie 2019, tot în Timișoara, după o deratizare făcută într-un bloc cu fosfat de aluminiu, o substanță interzisă, s-au pierdut 3 vieți, un bebeluș de câteva zile, un copil de 3 ani și mama sugarului. Alte câteva zeci de persoane au primit îngrijiri în spital. Până acum, nimeni nu a plătit pentru cele întâmplate. Procesul deratizării blocului din spatele meu este încă în primă instanță în administrare de probe. Patronul firmei de deratizare este și acum sub control judiciar după ce a stat 60 de zile în arest. În urma tragediei de acum 2 ani au fost verificate toate cele 60 de firme de dezinsecție și deratizare din Timiș. O parte au primit avertismente pentru nereguli și ulterior jumătate s-au închis. Buletinele de vot de la alegerile locale din sectorul 1 vor fi renumărate de polițiști. Procedura a fost cerută de procurorul care anchetează o plângere depusă de PSD după ce Dan Tudorache, candidatul social-democraților, a pierdut scrutinul în favoarea reprezentantei USR Clotilde Armand. Atât Biroul Electoral Central cât și alte două instanțe au respins în toamnă acuzațiile de fraudă și au validat rezultatul alegerilor. Încă din toamnă, organizația PSD de la sectorul 1 a reclamat la secția de investigare a infracțiunilor din justiție posibile fraude legate de rezultatele scrutinului. E o numărătoare
notificare tardivă. Eu împreună cu avocatul am cerut asta în luna septembrie. Vă dați seama, au trecut multe luni. E o procedură pe care o fac cei de la SIJ. E problema justiției. Dacă ei vor să facă lumină, să facă în acest caz. Dacă totuși va fi un rezultat altul decât a fost constatat în septembrie-octombrie, atunci când s-a încheiat procesul verbal, vom vedea ce decizii va lua instanța. Instanța a hotărât asta, instanța a validat-o. Părerea mea este că a fost un rezultat viciat, dar dacă instanța așa a hotărât, poate altă instanță va hotărâ altceva. Plângerea celor de la PSD îl vizează pe procurorul care la alegerile locale a fost președinte al biroului electoral de circumscripție al sectorului 1, dar și pe doi useriști, inclusiv pe liderul formațiunii Dan Barna. Niciunul dintre cei vizați de plângere și nici primarul sectorului 1 nu au dorit să comenteze procedura de renumărare a voturilor. Procedura de renumărare a celor peste 80.000 de buletine de vot provenite din 166 de secții de votare arondate sectorului 1 se anunță una de durată. De altfel, primii saci cu documente au fost preluați de la Tribunalul București, locul în care au fost depozitate de la alegeri până acum buletinele de vot, iar întreaga operațiune va fi derulată de ofițeri de poliție judiciară, desemnați în mod special de Poliția Capitalei, la cererea procurorului investigator din secția de investigare a infracțiunilor din justiție. În ordonanță, procurorul a cerut numărarea voturilor în cadrul fiecărei secții și confruntarea rezultatelor cu datele înscrise în procesele verbale. În acest dosar, urmărirea penală a fost începută doar in rem, iar infracțiunile cercetate se referă la abuz în serviciu, folosirea influenței de către un lider politic, sustragerea sau distrugerea de înscrisuri și falsificarea documentelor și evidențelor electorale. Miza anchetei e legată inclusiv de validitatea mandatului de primar. Unii specialiști sunt de părere că actualul primar de sector se bucură de legitimitate, oricare ar fi concluziile anchetei penale. Asta în condițiile în care aceleași suspiciuni de fraudă au fost deja analizate și respinse în două rânduri, atât de Biroul Electoral Central, care a avut în componență judecătorii a Instanței Supreme, cât și de instanțele care au validat rezultatul alegerilor în favoarea lui Clotild Armand, respectiv Judecătoria Sectorului 1 și Tribunalul București. Alți specialiști, în schimb, susțin că dacă la capătul anchetei penale apare o decizie definitivă de condamnare din care rezultă că au existat fraude care ar fi influențat în mod direct rezultatul alegerilor, partea interesată, respectiv PSD-ul, ar putea cere printr-o cale extraordinară de atac într-un proces civil anularea deciziilor judecătorești date deja. Ministrul Educației vine cu lămuriri pe marginea unui subiect delicat. Pot duce sau nu copiii mărțișoare la școală de 1 martie? Nu putem interzice dăruirea mărțișoarelor, a spus astăzi Sorin Câmpeanu, deși ieri chiar reprezentanții ai Ministerului și unii inspectori școlari au spus că aceste atenții ar putea intra pe lista obiectelor personale interzise în acest context epidemiologic. Roxana Hulpe are detalii. Bună seara, Roxana! Bună seara, Andreea, bun găsit tuturor! Iată că s-a lămurit la nivel înalt un subiect care a creat confuzie, oferim sau nu mărțișoare în școli. Ministrul Educației, Sorin Câmpeanu, a lămurit și a anunțat printr-un comunicat oficial și îmi permiteți să citez: mărțișorul, element de patrimoniu cultural imaterial, a fost înscris de UNESCO în anul 2017. În acest context, Ministerul Educației nici nu poate schimba și nici nu își dorește să se implice în includerea unor valori de simbol, precum flori și mărțișoare în categoria obiecte personale. De altfel, Sorin Câmpeanu a anunțat că nu va trimite către școli nici măcar cu titlul de recomandare vreo interdicție prin care să se interzică dăruirea unor astfel de mărțișoare și flori de 1 și 8 martie profesorilor sau fetițelor. Nemulțumirile legate de mărțișor au apărut pe baza acelui ordin comun dintre Ministerul Educației și cel al Sănătății, care prevede ca în context epidemiologic să se interzică schimbul de obiecte personale între elevi și profesori. Vorbim de obiecte personale precum ghiozdane, penare, pachete cu mâncare, ori alte lucruri din sălile de clasă. Iar mărțișoarele ar fi putut fi interpretate ad literam obiecte personale, așa cum spunea ieri secretarul de stat din Ministerul Educației, Stelian Ilion, care a amintit totodată că inclusiv în acest an ar trebui să primeze sănătatea fiecăruia dintre noi, iar astfel de obiecte ca mărțișoarele nu ar putea fi dezinfectate înainte de a fi dăruite. Atât despre acest subiect, Andreea. Mulțumesc, Roxana. Statul nu va mai plăti deplasările la târguri prin programul de promovare a exporturilor. O spune ministrul economiei după ce a analizat contractele derulate în 2020. Potrivit acestuia, 7 dintre cele 14 evenimente de acest gen la care România a fost prezentă erau de modă, iar firmele care au organizat totul ar fi încasat nejustificat sume uriașe.
Ministerul Economiei a făcut publice cele 42 de contracte de peste 5.000 de euro încheiate anul trecut. O treime dintre acestea, adică 14, se referă la participarea firmelor românești la evenimente de promovare. 7 dintre ele sunt târguri de modă desfășurate la Paris, Milano, Londra și Abu Dhabi. Ministerul a mai asigurat prezența și la câte un târg de mobilă, tehnologie sau de produse bio. Nu se știe însă câte contracte au reușit să încheie firmele românești după ce statul a investit 18 milioane de lei ca să le promoveze pe plan extern. Nu există nicio evaluare a beneficiului pentru economie. De asta pentru că sistemul a fost până acum mai degrabă interesat să dea banii, nu neapărat să vadă apoi ce s-a făcut cu ei, să-i monitorizeze, să evalueze. Cătălin Botezatu este unul dintre designerii prezenți la târgurile de la Paris. Acesta îl contrazice pe ministru. La sfârșitul târgului, fiecare designer este obligat să pună acolo pe hârtie și să-și treacă în evidență toți clienții pe care a avut în toate țările cu care a colaborat și chiar și numărul de comenzi. Un raport din 2019 al Curții de Conturi arată că programul de promovare a exporturilor a fost presărat cu nereguli. De pildă, la târgurile desfășurate de regulă în marile metropole ale lumii erau trimiși angajații ministerului care nu aveau legătură cu promovarea exporturilor. Când se deplasau mai mulți, toți erau însărcinați cu aceleași treburi. Unele dintre firmele participante nu îndeplineau condițiile legale, fie că aveau pierderi, fie că nu aveau produse concepție proprie, așa cum prevăd regulile. Iar companiile desemnate să se ocupe de organizare își umflau artificial comisionul. Întotdeauna în aceste delegații noi avem reprezentanți, 2-3 reprezentanți a ministerului care ne urmăresc îndeaproape, care vin, ne controlează nu mergem așa la întâmplare, dacă acele standuri arată într-un fel, dacă acea expoziție este frumoasă, dacă este reprezentativă. În momentul în care finanțezi deplasări, cazări și așa mai departe, într-adevăr trebuie să le dai oamenilor aia o fișă, să raporteze către minister rezultatele. 10.000 de întâlniri, 3.000 de contracte, 10 milioane de produse livrate. Pe viitor, autoritățile nu mai intenționează să finanțeze aceste deplasări. Nu, Ministerul Economiei trebuie să decidă, mergem la Târgu X. Oricine vrea să o facă, trebuie să o poată face din banii lui, să-și poată face internaționalizarea din banii lui, să judece justețea sau nu, și statul, pur și simplu, să-i ofere o facilitate fiscală în sensul acesta. Reprezentanții exportatorilor și importatorilor din România anunță că în aceste condiții s-ar putea să nu mai participe deloc la târguri internaționale. Este alertă în județul Cluj. În lacul Tarnița, principala sursă de aprovizionare cu apa orașului, au fost găsite 10 de cutii cu medicamente expirate. Alimentarea către populație a fost oprită și în zona au apărut mai multe bărci. Poliția vrea să afle cine a abandonat acolo deșeurile toxice. Antibioticele, anticoncepționalele și vitaminele expirate au fost descoperite de pescari. Unele pluteau la suprafața apei, iar altele erau aruncate pe mal. 9 saci au fost umpluți cu cutii și folii de pastile. Nu se știe deocamdată cine le-a aruncat acolo. Au fost aruncate de sus, de pe drumul județean. Tot versantul erau cutii aruncate până jos în lac și jos erau cutii, dar baxuri întregi de medicamente. Este o procedură în ceea ce privește medicamentele care expiră, că se sunt considerate deșeuri periculoase și se incinerează din lipsă de buget. Medicamentele găsite în lac erau expirate, unele de anul trecut, altele din 2019. Considerate deșeuri periculoase, ar fi trebuit distruse, potrivit legii, de o societate autorizată să le incinereze. Procedura ar fi însemnat o cheltuială în plus pentru cei care le-au azvârlit în râu, fără să se gândească la faptul că vor otrăvi lacul. Cercetările specifice sunt efectuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de infectare a apei, faptă prevăzută și pedepsită de codul penal. Lacul Tarnița este principala sursă de apă pentru municipiul Cluj-Napoca. Inspectorii de sănătate publică au luat probe din lac ca să verifice nivelul de toxicitate. Până vin rezultatele, captarea de apă pentru alimentarea orașului a fost oprită. Noi am luat probe de apă de la nivelul punctelor de colectare după uzina de tratare a apei. S-a schimbat sursa de apă în așa fel încât până când se identifică incidentul sau accidentul respectiv petrecut, până atunci rămâne sursa a doua. Poliția suspectează că medicamentele au fost aruncate în lac, cel mai probabil de reprezentanții unei companii farmaceutice. Germania, aceasta este noua țintă a românilor care nu mai vor să muncească în țară, oricare sunt forțați să plece din Regatul Unit după Brexit. Ce condiții trebuie să îndeplinească doritorii, în ce domenii sunt primiți și ce salarii le dau nemții, vă spunem imediat. Supărare mare în rândul foștilor parlamentari ieșiți la pensie. Șeful statului a promulgat legea prin care se elimină așa numitele pensii speciale pentru senatori și deputați. În total erau 827 de beneficiari. Cu detalii despre acest subiect vine Iuliana Petcu. Bună seara, Iuliana!
Bună seara, Andreea, bun găsit tuturor! Legea prin care se abrogă pensiile speciale ale foștilor senatori și deputați a fost votată săptămâna trecută de parlamentari, iar președintele Klaus Iohannis a promulgat-o astăzi. Vorbim despre 827 de foști aleși pentru care statul plătea 53 de milioane de lei. Deranjul în rândul lor este destul de mare pentru că din 2015, atunci când PSD-ul a inițiat acest proiect de lege, cuantumul acestor pensii speciale a crescut consistent. Vorbim despre un parlamentar care a avut 4 ani în legislativ și care primea aproximativ 5.000 de lei. Sunt bani care se adăugau pensiei pe care o avea parlamentarul ca urmare a contributivității, a muncii pe care a desfășurat-o în parcursul vieții sale. Un parlamentar care a stat în legislativ timp de 2 mandate primea aproape 9.000 de lei, iar un parlamentar care a petrecut în legislativ 3 sau mai multe mandate primea peste 11.000 de lei. Așadar, sunt sume consistente pe care o asociație a foștilor aleși a încercat să le păstreze sau asociați au cerut avocatului poporului fără succes să conteste legea, spunând că este populistă și că un drept odată câștigat nu poate fi luat înapoi. Așadar, legea a fost promulgată, aceștia intenționează să o atace și în instanță, dar până se va lămuri acest lucru, pensiile speciale ale parlamentarilor nu vor mai fi plătite, însă liberalii s-au angajat prin programul de guvernare să taie pensiile speciale și pentru restul lumii. Atât deocamdată, la revedere! Mulțumesc, Iuliana. Simona Halep a primit astăzi prima doză de ser anticovid, iar totul a decurs fără probleme. Vestita sportivă a declarat de la începutul campaniei că vrea să fie vaccinată, mai ales că a fost bolnavă de COVID-19. Tot astăzi a început și campania de imunizare a cadrelor didactice. Simona Halep a ajuns la Institutul Cantacuzino puțin înainte de ora 11, când era programată. Așa cum prevede protocolul, după injectare a stat 15 minute sub supraveghere medicală și pentru că nu au apărut reacții, a putut să plece. Ce ai avut emoții că îți doreai să te vaccinezi? Da, îmi doream, dar bineînțeles că tot timpul am emoții când se întâmplă ceva, dar am venit cu sufletul deschis și sunt foarte bine acum. Mă liniștește acest lucru, că sunt mai în siguranță după acest vaccin, dar în continuare o să am grijă și o să încerc să mă protejez cât se poate de mult. Consider că este spre binele tuturor acest vaccin și de aceea am și hotărât să-l fac, pentru că este bine pentru noi, pentru sănătate, și sper cât mai mulți oameni să se vaccineze. Pe lângă ser, Simona a primit și un buchet de flori din partea celor de la institut. Pentru că a fost vaccinată cu Pfizer, peste 21 de zile trebuie să se întoarcă la rapel. Am primit flori, mă bucur tare mult că am venit aici și s-au ocupat foarte, foarte bine de mine și le mulțumesc foarte mult. Dacă este singura modalitate de a scăpa de această pandemie, consider că este un lucru potrivit de a ne face vaccinul, dar, repet, cum am mai spus și înainte, fiecare decide pentru el. Însă sfatul meu este să-l facem, pentru că de asta am și venit astăzi aici să-l fac. După Australian Open, Simona Halep va pleca în Dubai, unde trebuie să-și apere trofeul câștigat anul trecut. Tot astăzi au primit vaccinul anticovid, însă a doua doză și soții Popescu din capitală. Au venit împreună la Spitalul Universitar, așa cum trăiesc de 51 de ani. Iar un veteran de război este vedetă pe rețelele de socializare. Este vorba de Sabin Husariu, în vârstă de 91 de ani. A luptat în al doilea război mondial și este reprezentant al Asociației Naționale a Veteranilor de Război, filiala Avram Iancu din Cluj. Campania de vaccinare a continuat inclusiv cu imunizarea prioritară a cadrelor didactice. Sper din tot sufletul să ne întâlnim cu copiii face-to-face cât mai repede. Iar Institutul Național de Sănătate Publică a prezentat o analiză care detaliază creșterea numărului de cazuri din ultima vreme. Analiza Institutului Național de Sănătate Publică arată că în ultimele săptămâni a crescut numărul infectărilor la toate categoriile de vârstă sub 19 ani. Și asta din două motive. Au fost redeschise școlile și unii dintre operatorii economici și-au reluat activitatea. Îngrijorător este însă faptul că, spun specialiștii, vom rămâne pe un trend crescător. Și asta din cauza faptului că tulpina britanică este tot mai răspândită în România. Tehnologia 5G, un subiect controversat inclusiv la noi, a devenit și motiv de glume, dar și de îngrijorări. Un studiu publicat de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații arată că 40% din populație crede că 5G-ul ar avea efecte nocive asupra sănătății. Așa că autoritățile ne reamintesc că putem urmări în peste 100 de localități nivelul de radiații, mai ales că datele sunt publice pe internet. În prezent, peste 4 milioane de români trăiesc în localități cu acoperire 5G.
Un pas firesc după 4G, 5G-ul aduce conexiuni la internet și de 10 ori mai mari ca până acum. Asta înseamnă că tehnologia ne va permite să facem lucruri care înainte păreau imposibile. Medicii vor putea opera pacienți de la distanță, din orice colț al lumii, prin intermediul unor sisteme digitale. Și vom avea mai multe autovehicule autonome care vor circula pe străzi fără șofer. În 2019, România a fost a treia țară din Europa în care a ajuns tehnologia 5G, dar 35% dintre români nu cunosc definiția termenului 5G, iar 40% consideră că autoritățile nu sunt suficient de precaute în introducerea noii rețele de internet. Studiul a fost realizat de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Este pur și simplu un salt tehnologic deosebit care, pe lângă viteze și capacități de date de 10 ori mai mari decât standardul anterior, oferă și un răspuns aproape în timp real al comenzilor transmise prin aceste rețele și o posibilitate de deservire a unui număr de 1 milion de dispozitive pe kilometru pătrat. În România, 5G există în 34 de localități, dar pentru a extinde această tehnologie la nivel național, frecvențele trebuie scoase la licitație. Nu avem însă o legislație în domeniu, dar două proiecte de lege sunt acum în lucru la guvern. Unul cuprinde prevederi ale memorandumului încheiat de România cu Statele Unite, care implică măsuri de securitate a informațiilor. Sunt voci care susțin că regulile sunt făcute în așa fel încât companiile chineze să nu poată investi în această tehnologie nici în România. O altă condiție care ar putea fi introdusă este avizul CSAT pentru producătorii echipamentelor la folosirea rețelelor. După terminarea licitației, în condițiile în care tot spectrul radio scos la licitație va fi acordat la nivelul sumelor de pornire, bugetul statului va fi în măsură de a încasa în jur de 2,5 miliarde de lei. Toate informațiile referitoare la tehnologia 5G sunt accesibile pe site-ul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Iar pe platforma online www.monitor-emf.ro, 150 de senzori transmit în timp real măsurătorile câmpurilor electromagnetice din diverse spații publice din 103 localități din țară. În ultimii 10 ani nu s-a înregistrat nicio depășire a emisiilor stabilite de instituțiile de sănătate publică. Deși mulți dintre noi au deja 5G pe telefonul mobil, puțini sunt cei care se pot bucura de cea mai rapidă viteză a internetului. În prezent, doar 4 milioane de români trăiesc în localități cu acoperire 5G. Vorbim de 34 de localități și 10 municipii, puțin în comparație cu alte state europene. Iar termenul optimist pentru implementarea rețelelor la nivel național este de cel puțin un an, având în vedere că două proiecte de lege trebuie să treacă prin Parlament înainte de începerea licitațiilor. Camelia Donțu, ProTV. Divorțul Marii Britanii de Uniunea Europeană îi forțează pe muncitorii români să-și găsească de lucru în alte state europene. Prima destinație este Germania, unde ai noștri își pot găsi de lucru în agricultură sau în transporturi. Salariile sunt mai mici decât în Regatul Unit, dar pot ajunge până la 2000 de euro pe lună. În plus, de la începutul anului, condițiile de muncă din Germania au fost reglementate în favoarea angajaților străini. Cristian este taximetrist în Anglia de aproape 6 ani. Brexitul a fost resimțit și de firma la care lucrează, așa că acum își caută serios de lucru în alte țări. Noi lucram cu niște companii de transport. Acum cu Brexitul am înțeles multe companii cu care lucram noi o să închidă. Chiar am discutat cu niște prieteni și vrem să ne orientăm spre Germania. Rămânem cu mai mulți bani după ce plătim dările la stat și toate cele. Măcar dacă stăm departe de familie, să realizăm și ceva bani. De la începutul anului, Regatul Unit a impus vize și selectează angajații în funcție de calificare și de studii. Muncitorii trebuie să dovedească că au oferte de lucru, salariu corespunzător și cunosc limba engleză. Ori, mulți români lucrează acolo la negru. Sunt foarte mulți români care n-au reușit să-și facă această aplicație de rezidență, mai ales cei care erau sezonieri aici în Anglia și lucrau și veneau, nu știu, pentru câteva luni de zile. Mai ales acum, iarăși, din cauza COVID-ului, nu au mai putut să facă acest lucru, s-au îndreptat către alte țări. Inclusiv pe paginile de socializare, românii caută informații și vor să știe cum este traiul în Germania. Cele mai multe locuri de muncă sunt în agricultură și în industria cărnii, unde salariile pot ajunge până la 2000 de euro. Alte domenii unde s-ar putea angaja sunt și acolo afectate, de exemplu construcțiile. E greu, foarte greu. De fapt, mereu venind în Anglia, continuu. Problema e că aici nu te mai angajează și trebuie să ai locuință ca să-ți faci mutații. Trebuie să deschizi cont la bancă,
Deci e greu și aici. Noi avem aici, de exemplu, o fabrică de conserve de pește, fiind la malul mării. Din păcate nu se mai angajează. A căzut producția și nu mai au nevoie de personal. Pentru a lucra în Germania, muncitorii străini trebuie să demonstreze că sunt angajați, plătesc chirie, au asigurare medicală și cunosc la un nivel minim limba. Potrivit datelor, românii au ajuns a cincea, cea mai numeroasă minoritate din această țară. Peste 850.000 de locuitori din Germania sunt români, arată datele publicate de Biroul German de Statistică, iar copiii lor formează a doua cea mai numeroasă populație rezidentă din Germania cu vârsta de până în 10 ani. Iar comunitatea de acolo va fi din ce în ce mai mare, peste 80.000 de români au aplicat pentru un loc de muncă în Germania în ultima lună. Imaginați-vă că alergați la 2000 de metri altitudine pe o platformă legată de un balon cu aer cald. Deși par o nebunie, este un lucru posibil. Cine a lansat această provocare, dar și multe altele, aflați imediat. Opriți betonarea spațiilor verzi. Asta le cere primarul capitalei Nicu Șordan consilierilor generali, care vineri ar trebui să voteze suspendarea pe 2 ani a planurilor urbanistice zonale din capitală. Într-o conferință de presă extraordinară, edilul a dat și exemple clare unde, în opinia sa, lucrările de construcție încalcă legea. Alături de Nicu Șordan au venit și membrii unor asociații care luptă pentru păstrarea zonelor verzi din București. Primarul capitalei vrea verificări stricte pentru tot ce urmează să se construiască în București în următorii 2 ani. Practic, propune ca fiecare șantier în parte să fie analizat și să primească undă verde doar dacă este conform legii și util dezvoltării orașului. Dacă cineva avea în pug un teren cu funcțiunea de spațiu verde și pentru un pus de sector acel teren a devenit deodată construibil, îmi pare rău, nu vom încălca legea și nu vom da autorizație sau, în fine, pus pentru autorizație de construire pentru respectivul spațiu verde. Aici suntem în apropierea parcului Iore și aici avem strada Camil Re, sub bulevardul Camil Re. Avem blocurile comuniste de 10 etaje, care au 10 etaje, dar care au un spațiu generos verde între ele pentru că e o densitate deja mare de locuire. Prin pus sector 3 s-ar permite blocuri de aceeași dimensiune între aceste blocuri. Probleme sunt în toate sectoarele. De exemplu, puzul din sectorul 6 prevede construcții militare pe un spațiu verde între cartierele Ghencea și Rahova. Ce este mai util pentru București, pentru un București poluat? Să facem o pădure urbană pentru niște cartiere care nu au spații verzi sau să facem în 2021 cazări și pușcării? Un alt exemplu din sectorul 3 arată cum un bloc cu 14 etaje ridicat deja în baza planului urbanistic zonal împiedică lărgirea străzii pe care se află. Primarul general vede deja cum traficul în acea zonă va fi sugrumat și răul nu poate fi îndreptat. Tot ce înseamnă autorizație de construire emisă înainte de această suspendare rămâne în vigoare, pentru că suspendarea produce efecte numai pentru viitor. Reprezentantele unor asociații care luptă pentru protecția zonelor verzi susțin că, potrivit puzului din sectorul 2, ar urma să apară construcții pe malul lacului Tei și chiar în Parcul Verdi. Documentația acestui puz este cam de 500 de pagini. Deci cei care au votat pentru acest puz, cei care prin votul lor ne schimbă nouă viața, stau și mă gândesc cât de bine au apucat să studieze o documentație de 500 de pagini de la ora 8 seara până la ora 11 dimineața, când a fost deschisă această ședință. Problema spațiilor verzi este una gravă în capitală. Există cifre contradictorii în acte oficiale ale. Există acte de la Autoritatea de Protecție a Mediului, există acte de la primărie și cifrele sunt... Nu s-au luat în considerare același tip de spații verzi, uneori s-a luat în considerare luciul de apă, alteori s-au luat în considerare suprafața cimitirelor, deci n-a existat un standard unitar. Deci, practic, e rușinos, dar asta e situația, nu știm cât spațiu verde avem în București. Mai multe asociații de constructori din România susțin că suspendarea propusă de Nicu Șordan ar amâna și investiții de peste 3 miliarde de euro. Primarul le-a răspuns și lor astăzi. Nu suntem absurzi, adică dacă în baza puzurilor de sector s-a prevăzut extinderea unei școli, extinderea unei grădinițe, un pasaj rutier, o mare lucrare de infrastructură de care primăria are nevoie, sau primările de sector, pentru că există deja toate avizele pentru puzurile de sector, Consiliul General poate să dea punctual
un PUZ pentru respectiva investiție. Deci aceste investiții nu vor fi în niciun caz blocate. Consilierii generali vor lua vineri decizia finală. În pandemie, româncele au ajuns pe locul al doilea în Europa după poloneze în privința preferinței pentru bere. 79% dintre femei găsesc plăcere într-o halbă cu guler de spumă sau o sticlă cu bere artizanală, fructată, eventual nefiltrată și în ediție limitată. Asta arată un studiu care a cuprins 26 de țări. Între timp, consumul mediu de bere a ajuns de jumătate de litru la fiecare două zile, adică surprinzător bem mai mult decât cehii. Medicii avertizează că alcoolul, tăria în special, a fost pentru unii un prieten periculos în ultimul an. A curs mai puțin direct din butoaie pentru că localurile au stat în 2020 mai mult închise, dar românii descurcăreți au mutat cu sacoșa consumul de bere recreativ la ei acasă. A fost perioada experimentelor pentru categorii atipice de consumatori. Față de acum 2 ani, rezultatele arată că româncele le-au depășit pe italiene în dorința de a sta la o bere. 80% declară că din categoria alcool e băutura lor preferată. Berii aromatizate, în variantele cu sau fără alcool. Sigur că nu există o regulă, pentru că berile de tip specialități pot avea și o concentrație mai înaltă decât berea obișnuită și există și pe piața din România, beri cu concentrație alcoolică de 7% sau mai sus. La sticle mici, dar extrem de diverse, și-au făcut loc mai în față berile artizanale. Proporția bărbați-femei a început să se echilibreze, ca să spun așa, în ultima perioadă. Chiar ele fac comanda? Da. Asta m-a avut surpriză, că chiar au făcut și ele comanda. Inițial credeam că sunt pentru soți, prieteni sau nu. Doamnele au fost gura de oxigen și pentru cei 70 de producători români ai berilor craft, al căror număr nu s-a schimbat în pandemie. Unii au închis, dar alții au intrat pe piață fără lansări sonore. I-au ajutat și magazinele online și fizice. Am încercat să promovăm cât mai mult abonamentul nostru de bere, pe care din fericire apucasem să-l lansăm chiar cu o lună înainte să izbucnească pandemia. Ne-am gândit să punem 3 tipuri de bere care se lansează de la o lună la alta și în felul acesta, într-un an de zile, să încerci peste 36 de sortimente diferite de bere. Așa că România se află acum pe locul al 7-lea în Europa în privința consumului de bere, la scurtă distanță față de podiumul pe care se află Germania, Marea Britanie și Spania. În total, peste 16 milioane și jumătate de hectolitri pe an, adică 28.000 de cisterne pline ochi, individual 86 de litri pe an, ceea ce ar fi un consum, repet, în medie, responsabil, numai că aici se adaugă și 22 de litri de vin și câteva sticle de tărie. Nu se știe exact câte, pentru că țuica, Rinca și rachiul făcute în gospodărie nu intră în statistici. Abia peste câteva luni vom ști impactul paharelor golite în spatele ușilor închise. Numărul internărilor voluntare în spital pentru abuz a scăzut anul trecut la jumătate. S-a întâmplat însă doar pentru că cei bolnavi s-au temut să ceară ajutor. După un moment de cotitură în care s-a luptat cu o boală grea, un avocat din București care a reușit să se pună iar pe picioare, ne îndeamnă pe toți să ne depășim fricile și să facem lucruri la care nu ne-am fi gândit vreodată. Așa a luat naștere un proiect aparte. A montat o platformă sub un balon cu aer cald și invită pe curajoși să alerge, să facă jonglerii, ori chiar să sară în gol. Printre cei care au răspuns provocării s-a numărat și Valentin Luca, barman profesionist și campion mondial de 3 ori la jonglerii în bar. Tânărul a făcut flare bartending la 2000 de metri altitudine. S-a întâmplat într-un balon cu aer în care a fost amenajat un bar. Este de departe cea mai tare experiență pe care am avut-o eu. Aici este barul, aici sunt eu și la un pas este... Ai niște momente în care te gândești, bă, oare cablurile astea, oare sforile astea, oare sunt prinse bine? Ideea îi aparține unui avocat din București care îi provoacă pe oameni să iasă din zona de confort. După ce s-a îmbolnăvit de diabet și a ajuns la 140 de kilograme, bărbatul și-a schimbat radical viața. Recuperarea a fost destul de anevoioasă, a necesitat foarte mult timp, foarte multă implicare, foarte multe sacrificii. Dar dacă s-ar repeta, aș face de încă 100 de ori. Imposibilul, de fapt, este doar o stare pe care poți să o accepti sau nu. La 41 de ani a depășit o altă barieră personală, frica de înălțime. Așa că a alergat pe bandă la 2000 de metri înălțime. În total, alături de echipa sa, avocatul va continua să stabilească recorduri, dacă se poate, câte unul în fiecare lună. Provocarea supremă va fi un salt de la 50 de kilometri.
am fost și rămânem codașii Europei la capitolul canalizare. În unele locuri s-au investit milioane de euro în astfel de rețele, dar oamenii nu s-au branșat din cauza costurilor. În altele, sistemele nu sunt funcționale pentru că au fost montate prost, iar în final au fost furate pe bucăți. Camerele prima dată, după aia la gard, acum ultima dată. Deci gardul e furat? Da, vedeți, întâi atunci unde furat. Motorul de acolo... Primăria din Alinoasa, județul Gorj, a investit în urmă cu câțiva ani 300.000 de euro în sistemul de canalizare. Pentru că niciun localnic nu s-a branșat, rețeaua nu a fost pusă în funcțiune, iar în ultimii doi ani, mare parte din componentele stațiilor de epurare au dispărut. Păi eu m-am dus și am spus la primar că s-a dus să ia luat din garduri, odată trei, odată patru. Ai de la primărie nu știau? Ei, nu, pe urmă a venit, s-a uitat. Pe ce se ia? Primarul spune acum că va fi nevoit să aloce alte fonduri de la bugetul comunei ca să refacă instalația. Dar branșamentele la rețea s-au făcut? Nu s-au făcut. Nu au fost solicitări în perioada respectivă. Nici în prezent oamenii din sat nu vor să audă de canalizare. Dar v-ați fi branșat? Nu. Nu. De ce? Nu. Faptul una, mă, nu am baie pentru branșale. Nu, eu am haznaua mea. Fosă, cum se zice. Vă chinuți așa? Da. Ca să se lege la rețea, trebuie să achite în jur de 1000 de lei. Pe de altă parte, acolo unde primăria a suportat o parte din costuri, oamenii au fost mai deschiși. Tot în Gorj, dar într-o altă comună, au dat numai 250 de lei, așa că 3/4 dintre săteni s-au branșat. Deja lucrează. Stațiile noastre de pompare lucrează. În comuna Vulturești, din Argeș, primăria a pus la punct o rețea de canalizare în valoare de 1,9 milioane de euro. Numai că două ulițe au fost omise din proiectul inițial, așa că edilul vrea să ducă apa în toate gospodăriile, dar nu mai are bani. Până face așa ceva, murim noi. Păi da, nu vă mai vedeți visul cu ochii. Nu. Pe mine? Nu m-aș duc la nimic pe mine, că eu am veciu. Pe stânga a stagnat-o. A oprit-o. Și așa a rămas. Da. Așa a rămas. Sper să fie foarte bine când se duce și garanția, dacă nu ne branșăm cât de repede și tot când așa. Când se duce garanția de un an? În jur de un an de zile. Un an de zile. Da. Dar sper să fie toată lumea branșată într-un an de zile, că nu putem să stăm... cu ea îngropată și să nu folosim. În prezent, potrivit datelor oficiale, jumătate din locuințele României nu sunt legate la rețelele de canalizare. Reprezentanții companiei AstraZeneca au anunțat Uniunea Europeană că se așteaptă să livreze mai puțin de jumătate dintre cele 180 de milioane de doze de seră anticovid promise pentru trimestrul 2. Această scădere vine după o reducere majoră a livrărilor și în primul trimestru. Astfel ar putea fi afectată capacitatea Uniunii de a-și atinge ținta aceea de a imuniza 70% din populația adultă până la vară. Președinta Comisiei Europene a avut însă un mesaj de susținere pentru serul AstraZeneca. M-aș vaccina fără ezitare cu acest ser, la fel cu produsele Moderna și BioNTech Pfizer, a spus Ursula von der Leyen. Dincolo de livrările reduse, vaccinul AstraZeneca pare mai puțin acceptat în Uniunea Europeană, mai ales după unele declarații controversate ale unor înalți oficiali europeni. Luna aceasta, președintele Macron a spus că Marea Britanie a riscat autorizând produsul AstraZeneca așa de rapid. Cu gândul la concertele de odinioară cu public numeros, în Olanda se fac astfel de evenimente de probă. Specialiștii vor să afle ce măsuri ar trebui luate pentru a limita cât mai mult răspândirea coronavirusului. Un test de coronavirus negativ a fost biletul pentru participanții la acest concert experiment. La intrare, fiecare spectator a primit un dispozitiv de urmărire. Astfel, specialiștii au putut aduna date despre modul cum s-au comportat în sală spectatorii și cum au intrat în contact unii cu alții. Scopul final este acela de stabilire a unor măsuri anti-COVID cât mai eficiente pentru astfel de evenimente cu public numeros. This means hope. This means perspective on opening up again, on going to the theater again. Sala a fost împărțită în trei sectoare. Spectatorilor din primul sector li s-a cerut să mențină o distanță de 1,5 metri față de persoanele pe care nu le cunosc. În plus, acolo erau panouri de separare din plexiglas. În a doua zonă a fost permisă apropierea spectatorilor, dar cu purtarea permanentă a măștii de protecție. Cei repartizați în al treilea sector, chiar în fața scenei, au fost avertizați că nu au voie să-și părăsească locul curile nici pe durata pauzei. Au primit însă gustări, apă și răcoritoare. Cei mai mulți nu au fost deranjați de constrângeri. I'm just excited to be here and if this is what it takes to do this, then by all means, I think we should do it. Olandezii au de gând să organizeze încă 6 evenimente cu public de probă, printre acestea un meci de fotbal și un concurs de dans.
Gérard Depardieu, gigantul cinematografiei franceze, a fost inculpat și pentru violuri și agresiune sexuală pe care le-ar fi comis în vara anului 2018 asupra unei actrițe de 20 de ani. Actorul neagă categoric, dar informația despre punerea sub acuzare este confirmată de surse judiciare. Reclamanta a denunțat la sfârșitul lui august 2018 că a fost violată de două ori la domiciliul din Paris al vedetei. După 9 luni de anchetă, parchetul a clasat cazul, însă tânăra a obținut în vara anului trecut ca ancheta să fie încredințată unui magistrat. Potrivit unei surse familiare cu dosarul, actorul este un prieten al familiei presupusei victime. O confruntare între Depardieu, care deține și cetățenie rusă din 2013, și tânăra actriță a avut loc în sediul poliției judiciare pariziene. În așteptarea procesului, actorul de 72 de ani este liber fără control judiciar. Noi informații descoperite de presa germană aruncă cu totul altă lumină asupra dispariției misterioase din urmă cu 3 ani a unuia dintre cei mai bogați nemți, coproprietarul grupului Tengelmann. Oficial nu s-a mai întors de la schi din Alpii elvețieni, însă mai multe anchete au scos la iveală o amantă rusoaică și posibil activități de spionaj. Pe 7 aprilie 2018, Karl Erivan Haub a ieșit la schi pe muntele Matterhorn, la frontiera elvețiano-italiană, ca să se antreneze pentru tradiționala competiție Patrula Ghețarului. Era considerat un performer în schi alpin și lua parte de mulți ani la cursa organizată de armata elvețiană pe o distanță de 53 de kilometri. Câțiva martori l-au văzut coborând din telecabină. A fost ultimul semn de viață. Timp de o săptămână l-au căutat zeci de salvamontiști cu ajutorul câinilor. Au fost ridicate în aer inclusiv elicoptere cu camere de termoviziune. Fratele lui Karl Erivan Haub a angajat detectivi particulari în paralel cu ancheta oficială. Die ersten Hinweise, dass es sich womöglich doch nicht um einen Bergunfall handelt, bekommen die privaten Ermittler bereits wenige Tage nach dem Verschwinden. Detectivii au aflat că dispărutul era de mulți ani în strâns legătură cu o anumită Veronica E. din Sankt Petersburg. Este de altfel ultima persoană pe care a sunat-o înaintea dispariției. Potrivit unor surse din cercurile de spionaj, femeia este agent rus. Mitarbeitern in dem Hotel, wo die Familie untergebracht ist, um die privaten Suchmaßnahmen zu koordinieren, fallen zwei dubiose Gestalten auf. Ihre Pässe werden kontrolliert und überprüft und man kann feststellen, dass es einen Zusammenhang mit dem russischen Geheimdienst gibt. Wenn sich die Kontakte zum russischen Geheimdienst bestätigen sollten, dann wäre das für das Unternehmen alles andere als gut. Ce și-ar fi dorit rușii de la un om de afaceri german? Interesse daran, einmal um Informationen dort zu sammeln, um vielleicht Strategien von Konzernen auch so ein bisschen auftauchen zu können, aber auch um möglicherweise selbst Einfluss zu nehmen, wenn man so jemanden, der so eine Machtposition hat. În afara daunelor suferite de imaginea companiei și firmele asociate, confirmarea acestor suspiciuni poate avea consecințe mult mai ample. Der Verdacht, dass es da möglicherweise Verbindungen zu einem Geheimdienst gibt, der könnte auch dazu führen, dass das Amtsgericht in Köln die Ausstellung einer Sterbeurkunde für Karl Erivan Haub verzögert, er also erst einmal gar nicht für tot erklärt wird. Astfel, familia lui Karl Erivan Haub, ca principal acționar, continuă să aibă ultimul cuvânt în compania fondată în 1867. Grupul are peste 88.000 de angajați în comerțul cu amănuntul în toată Europa. Averea familiei este estimată la 4 miliarde și jumătate de euro. E norocos că mai este în viață, au spus polițiștii după dramaticul accident rutier pe care l-a suferit faimosul campion de golf Tiger Woods. Acesta s-a răsturnat cu mașina și a ieșit de pe șosea, iar pompierii au folosit echipamente de descarcerare ca să-l scoată din vehiculul distrus. Sportivul de 45 de ani, de 15 ori campion la turneele majore de golf, a suferit multiple fracturi deschise la picioare și a fost operat de urgență. Tiger Woods era singur în mașină și deocamdată nu se știe cum a pierdut controlul asupra direcției de mers. A mai avut un accident rutier și în 2009, iar în 2007 a fost arestat pentru că a condus sub influența băuturilor alcoolice. O oaie rătăcită găsită într-o pădure din Australia a fost tunsă pentru prima oară după o pauză de mulți ani. Rezultatul a furnizat 35 de kilograme de lână, aproape jumătate din greutatea unui cangur adult. Oaia botezată Barak a fost dusă la un sanctuar pentru animale situat la 60 de kilometri de Melbourne și acolo i s-a făcut toaleta. Se pare că a avut cândva un stăpân, a spus un reprezentant al adăpostului care a adoptat-o. Un filmuleț cu transformarea lui Barak difuzat pe TikTok a strâns peste 12 milioane de vizualizări. Ați auzit vreodată un tigru cântând? Îngrijitorii de la o grădină zoologică din Siberia susțin că au o astfel de felină talentată.
Cei care îl îngrijesc au ținut să-l înregistreze pe tigrul cântăreț pentru că susțin ei corzile vocale ale tigrilor nu permit în mod normal atingerea unor note atât de înalte. Acesta este felul lui de a atrage atenția mamei, este explicația dată de specialiști pentru spectacolul Tigrului de Amur care a venit pe lume astăvară.